Celebra silvoiță sau magiun, cum mai este cunoscută dulceața de prune fără zahăr, are din acest an un festival al ei în Transilvania. E vorba de un eveniment organizat în special pentru familii, în cadrul căruia 5 producători vor fierbe silvoiță la căldare. Festivalul silvoiței va avea loc în 22 septembrie în satul Băbuțiu, aflat la 20 de minute de mers cu mașina din Cluj-Napoca. Silvoița este personajul principal al acestui eveniment, dar vor fi 5 căldări cu silvoiță care vor participa la concursul de preparat silvoiță. Un juriu va evalua care a fost cel mai bun preparat. Și în jurul acestei vedete silvoiță, noi am pregătit multe alte activități destinate copiilor și adulților, precum și standuri cu produse din zonă, numai producători locali din comuna Vulturen. Organizatorii spun că evenimentul este gândit să arate oamenilor de la oraș ce înseamnă traiul la țară, așa că participanții vor vedea cu ochilor cum se pun conservele pentru iarnă, vor gusta produse autohtone și se vor putea relaxa în mediul rural. Scopul este de a consolida o comunitate aici în comuna Vultureni și de a aduce mai aproape oamenilor de la oraș ce e mai frumos din lumea satului, din ce se face la țară. Astfel că ne adresăm familiilor de la oraș, vrem să le oferim o zi extrem de frumoasă la țară, pe care să o petreacă împreună și să dăm mai departe copiilor din comorile și moștenirile pe care le avem. Cum se prepară silvoița, cum se lucrează lemnul, vor fi și concurs de prins cocoș, alergat pe baloți, multe lucruri frumoase pe care credem că trebuie să le cunoască. Procesul de preparare al silvoiței sau magiunului este unul laborios și are nevoie doar de două ingrediente, prune și răbdare. Silvoița se prepară de obicei în cantități mari, așa că munca se întinde pe parcursul a 24 de ore cel puțin. Noi avem un cazan de 100 de litri. Ca să obținem 80-90 de litri de silvoiță, avem nevoie cam de 24 de ore. Dar dacă vrem să obținem o cantitate mai mică, atunci nu trebuie așa mult timp. Vorbim de 24 de ore doar fierberea? Da, doar fierberea. Plus, prunele se spală, se desfac, se scos sâmburii. Un cazan de 100 de litri, cum spuneați, de câte kilograme de prune e nevoie? 200-220, depinde de calitatea prunelor, depinde cât sunt de coapte. Care e cel mai potrivit soi de prune pentru un magion de calitate? Prunele bistrițe, cele mici, nu cele altoite. De obicei, acelea sunt și ecologice, oamenii nu le stropesc, cresc natural și sunt mai dulci. Organizatorii spun că se așteaptă ca în acest an la Festivalul Silvoiței să ajungă în jur de 300 de participanți, atât expozanți cât și simpli vizitatori.